Bine ați revenit la obilisimo.ro, acesta este Mobiche 74 iar în acest podcast începem ca de obicei cu un concurs. Vă oferim un tablet AllView P6Q Max, un tablet de aproape 6 inch, numai bun pentru consum media. Între timp ne jucăm cu LG AK sau AKA, care are mascote, și HiOS cu acei ochi care exprimă emoții. Ați văzut unboxing-ul, vine și review-ul în curând. Testăm și M-Star S700, un telefon din China de la o companie din Hong Kong cu design produs în Germania. E un telefon cu scanner de amprente luat de la Gearbest cu 137 de dolari și are dotări bune la prețul său accesibil. Între timp avem și ceva știri interesante, au apărut potențiale imagini cu OnePlus 2, au apărut pe web, vedem în ele difuzoare stereo, un ecran edge to edge, erau la acea vreme printre noutăți, între timp s-au mai schimbat noutățile, am aflat că lansarea lui OnePlus 2 are loc pe 27 iulie, au început să se trimită headset-uri VR din carton, celor care vor să o vadă, va fi o lansare VR, Apoi, telefonul se pare că va avea scanare de amprente, conform zvonurilor, un modul avansat de scanare, chiar mai rapid decât Touch ID, se pare. Alte imagini apărute după arată o cameră fotoduală și aparent vom avea și o cameră frontală de 8 megapixeli. Între timp, rușii au decis să înlocuiască Android de pe Yotaphone, telefonul lor cu două fețe, îl vor înlocui cu Selfish OS de la compania Jola, deși rușii și cu finlandezii niciodată nu s-au înțeles bine pentru că au avut ceva războaie între ei. Este o alegere ciudată, Selfish OS, aparent ar fi vrut să pună și Tizen OS, dar s-au răzgândit. Ideea era să nu mai, mai aibă Android, un OS american pe un telefon rusesc, care are și un backdoor de la KGB sau, mă rog, de la FSB. Primele telefoane sub brand Nokia vor fi produse de către Foxconn, ca și tableta N1, și vor fi lansate în Europa, China și India anul viitor, când încetează înțelegerea lor cu Microsoft. Foarte probabil vor rula Android cu Z Launcher și foarte probabil vor fi modele low-end sau mid-range. Ar fi cazul să vedem designuri interesante, mi-am mintit acel așa încasat în sticlă transparentă, mi s-a părut interesant. Am avut parte și de lansări în ultimele zile, Huawei Honor 7 a devenit oficial, are ecran 5.2 inch cu rezoluție Full HD, procesor octa-core High Silicon Kirin 935 2.2 GHz, 3 GB de RAM, 16.64 GB de stocare, camera 20 MP cu senzor Sony în spate și cameră selfie de 8 MP plus conectivitate 4G LTE, scanner de amprente și Android 5.0 Lollipop. Avem și baterie de 3100 mAh și costă 322 de dolari pentru modelul de 16 GB sau 400 de dolari pentru cel de 64 de GB. Concurând cu cei de la Huawei, Meizu a lansat imediat telefonul MX5 fix în acea zi, îl măsoară 7,4 mm în grosime, vine cu un ecran Full HD AMOLED de 5,55 și la interior are un procesor Mediatek MT6975, octa-core 64 bit, vine cu 3 GB de RAM, 16 32 sau 64 GB de stocare și cameră de 20 de megapixel în spate cu blitz dual LED și focalizare laser. Alte dotări includ Android 5.0 Lollipop, iar prețul e foarte bun, 290 de dolari. Am mai aflat și că UE va renunța la tarifele extra de roaming până la mijlocul anului 2017. Un alt prag de scădere va fi anul viitor, în primăvară. Până atunci, vă amintesc de criza din Grecia. Va fi, din câte am țeles, un referendum în acest weekend pentru a ieși sau nu din UE. Aparent s-a format și o pagină pe IndiGogo unde puteți să contribuiți cu bani la salvarea Greciei, la acel bailout. Până acum s-au strâns peste un milion de euro, aproape două milioane de euro din miliardul care trebuie strâns. Este o inițiativă oarecum amuzantă, ca să zic așa, deși mă miri că s-au stăsat de mulți bani. Au apărut fotografii între timp cu carcasele lui Galaxy Note 5 și Galaxy S6 Edge având ca sursă chiar retailerul autohton mobile de rec.ro, se pare că Galaxy S6 Edge Plus ar urma să aibă diagonala undeva la 5.4 sau 5.7 inch și ar avea un panou super AMOLED la bord. Terminalul va fi cu 3 mm mai lat decât Galaxy S6 Edge și ar avea un procesor Snapdragon 808, o alegere surprinzătoare, plus camera de 16 megapixel cu stabilizare optică. Galaxy Note 5, între timp, va avea un procesor Exynos 7422, difuzorul său va fi jos, nu va mai fi în spate și el nu va trece la ecran 4K, aparent ar avea un ecran de uh, cu rezoluție 4 HD de aproape 6 inci și iPhone 6S a avut parte de licuri. Ar arăta exact ca predecesorul, au apărut zvonuri despre o cameră 12 mp în spate, deși la un moment dat se vorbea despre o cameră duală, a dispărut rapid acest zvon. Camera frontală face sfârșit saltul la 5 megapixeli, precum modelele Galaxy 6 apoi vom avea procesor mai bun, evident, 2GB de RAM, ecran Full HD de 4.7 inch și dacă tot vorbim de Apple, aflați că a debutat Apple Music, inclusiv în România, poate fi accesat pe Windows, pe Mac și pe iOS. Sunt 30 de milioane de melodii în iTunes la dispoziție, plus avem streaming cu postul de radio Beats 1, operat de DJ Mar și muzicieni. Avem și o secțiune Connect în care socializăm cu artiștii și găsim mai multe posturi de radio în aplicație, atât cele care emit la nivel terestru cât și cele online. Apple Music vine cu iOS 8.4 care ocupă între 200 și 300 de mega. Am ajuns la secțiunea Fail and Win. La zona Fail avem declarația recentă al CEO-ului Microsoft, Satya Nadella, el a spus că Microsoft ar putea să renunțe la acele proiecte care nu funcționează, la ce nu merge bine din companie și foarte mulți experți și analiști au preconizat că e vorba despre Lumia, că e posibil ca în viitorul foarte apropiat să vedem o renunțare la hardware, să nu mai vedem telefoane Lumia deloc. Includem asta la fail pentru că totuși chiar și această nișă are și fanii ei pentru cameră, chiar și pentru software, pentru acele tile și pentru noua interfață. Dacă se renunță la Lumia, cum va mai fi promovat la urma urmei Windows 10 Mobile? Evident, vor fi și alte companii care vor oferi terminale cu acest OS, dar e păcat să renunțe la Lumia, zic eu. Asta dacă se va renunța. Trecem de la fail la win. Este un win un pic mai controversat. În prima fază era un win 100%, acum nu se știe încă. Galaxy S6 a apărut la QuickMobile.ro la prețul de 1499 de lei. Galaxy Note 4 la 1249 de lei. Prețurile erau incredibile. Am bănuit din start că ar fi o super ofertă, apoi am ajuns la concluzia că ar fi o greșeală, pentru că prețurile au revenit în câteva ore foarte rapid la normal. Pare să fi fost o greșeală, Uh, au apucat să comande câțiva oameni, câțiva cititori noștri. Nu e foarte clar dacă Quick Mobile va livra aceste prețuri produsele sau nu. Ar fi drăguț să o facă, dacă o fac va fi un win pentru ei, dacă nu e ca un fail. În principiu să cumperi un Galaxy S6 la 1500 de lei sună foarte, foarte bine, de aceea ar fi un win. Și acum să trecem la întrebări. Începem cu forumul, unde ați fost mai puțin activ decât de obicei. Gabi Frangu 15 are 3 întrebări. Să dau la schimb un Galaxy S4 pe un Xperia Z1, merită schimbul. Am auzit lucruri nasoale despre Z1. Tot ce ai auzit este adevărat. Uh, telefonul are un ecran care nu se descurcă în bătaia soarelui, camera este foarte slabă. Am luat acel telefon cu mine la un concert. Nu s-a înțeles nimic nici din fotografiile și nici din filmările pe care am făcut la concert, deci din start nu e idee prea bună. Și nici bateria nu prea ține foarte mult. Apoi, cu ce aș putea da la schimb un Galaxy S4, Sony, HTC, Apple, Samsung, ce ar merita? ar merita să-ți iei un HTC One M8, clar ar merita, um, un iPhone 5 sau iPhone 5S dacă găsești și chiar și un Xperia Z2 ar fi de bună sau chiar și LG G2, că deja e foarte ieftin. Apoi, același utilizator mă întreabă de ce Sony lansează la o diferență de 6 luni cât un telefon nou vârf de gamă. Păi în 2015 au promis să nu mai facă acest lucru, o să vedem, deocamdată au un Xperia Z4 sau Z3+. Plus. În fine, ce v spune că vor avea totuși un Z5 în curând, mai ales că se zvonește o schimbare de design. Um, Florin Stelian mă întreabă ce să ia între Galaxy S4, Galaxy A5 sau Zenfone 2, cel de 2GB de RAM. Um, este o alegere mai degrabă între Galaxy A5 și Zenfone 2. Aș merge pe mâna lui Galaxy A5, dacă ești genul care face multe fotografii și filmează. Telefonul e un pic cam scump pentru ce poate, dar am apreciat foarte mult camera sa și ecranul era foarte luminos, deci la capitolul camera și ecranul am obiecții. Parcă și bateria era bunicică deci aș merge pe Galaxy A5 Zenfone 2, cel cu 4GB de RAM e foarte bun cel cu 2GB de RAM nu știu dacă mai e la fel de atractiv cred că este cam masiv pentru ce vrei tu Bănesc că să vrei un telefon mai compact alte întrebări pe forum uh, Nicu Murzac mă întreabă când o să fac review la Apple Watch cu foarte multe greșeli gramaticale în întrebare în fine, pe review la Apple Watch când o să-l primim uh, m-a jucat puțin cu el la un eveniment Quick Mobile, ce să zic mai mic decât te aștepți Setup lung, cam acestea ar fi primele impresii, uh, îl aștept la teste pentru a mă convinge de ce poate, știu că are un senzor în spate care este foarte amplu și puternic și complex. Trecem la YouTube acum, la precentul MobiCast, unde aveți peste 70 de întrebări, pentru care vă mulțumesc, în sfârșit vă văd mai activi. Ok, Alexander Kevin mă întreabă dacă Galaxy Tab Pro 8.4 va primi Android 5.0. El are Snapdragon 800 ca procesor, de giga de RAM, 16 giga de dus îl poate duce, dar să-l și ofere Samsung, asta e problema. În uh, cel mai rău caz îți vei pune CyanogenMod, mod, deși ar trebui să-l ofere pentru că dotările chiar duc Lollipop. Mădălin Cristian mă întreabă dacă vine Android L pe Galaxy A5. Ar fi păcat să nu vină pentru că este un telefon relativ nou. Uh, dacă e să vină, cred că va veni abia la anul, din păcate deci mai e de așteptat, dar din nou cred că băieții de la CyanogenMod mod se vor mișca mai rapid. Foarte multe întrebări despre telefoane la achiziție. Se vede că într-o lumea în vacanța de vară și a primit, eu știu, o punguță cu bani pentru că a luat bacul sau ceva de genul, sau pentru că va lua bacul. Cristache Robert, te-ai jucat să ai inscrit 4, Black Flag, dacă da, ce părere ai? Am sărit acel joc, m-am jucat direct Unity, care a fost bunicel, chiar intrai în atmosfera Revoluției franceze. Uh, între timp mă interesează mai degrabă acele jocuri uh, Side-scrolling de acțiune, Assassin's Creed Care se petrec în China și India Cred că o să le descarc pe peste patru Pentru că sună foarte bine uh, Raulențiu BLG vrea seriale bune Păi, True Detective uh, Ce să mai zic, am început să mă uit la un serial Numit Reno 911, e pe Comedy Central Este foarte amuzant, este umor cu rednex, Nu prea-mi plac uh, Ballers și The Brink de la HBO Game of Thrones Este bunicel, dar nu este neapărat pe gustul meu Uh, ce să zic, uh, sunt destule seriale. În general, cele HBO nu prea dau kicks. Evident, Breaking Bad, considerat de mult cel mai bun serial făcut vreodată. Sopranos, cam acestea ar fi niște seriale bune. Um, ar mai fi și Major Laser, dacă vrei un serial scurt de 10 minute. Animație. Cam atât. Coco Justin întreabă dacă merită să cumperi un telefon 4G având în vedere acoperirea din țara noastră. O să te mire, dar avem o acoperire chiar bună, mai ales dacă treci într-un oraș mare, deci merită să cumperi un telefon 4G. Cât despre Xiaomi 4, de care m-a întrebat, am o părere bună despre el, îl aștept în teste, sper să se extindă odată Xiaomi și în țara noastră, pentru că sunt pe val în ultima vreme. Cu Ciureanu Victor, mă întreabă ce se aleagă între Galaxy S6 Edge sau iPhone 6. El vrea design, social media, gaming și rapiditate. Păi la absolut toate capitolele ar câștiga Galaxy S6 Edge. Deci aceasta ar fi alegerea. Personal, dacă ar fi să-mi cumpăr acum un telefon și acum și cu două luni în urmă și peste două luni, cred că ar fi Galaxy S6 Edge. Dar să vedem iPhone 6S. Mai departe, văd că foarte mult ați întrebat de Huawei pe 8 Lite. Se pare că vă place acel telefon. Mihai Mateo, este o problemă dacă dezactivezi o aplicație care este preinstalată pe telefon. Probabil te refer la dezinstalarea sa. Știu că mai nou companiile îți permis să dezinstalezi cam tot, fără să ai probleme. Aici nu e ca la Windows, dacă dezinstalezi ceva din folderul sistem sau ceva de gen, ai bulit computerul. E bine, aici nu e așa, poți dezinstalezi cam tot. Asta în afara faptului că sunt băgate pe gât aplicații bloatware care țin de sistem. Dani Jurcuț va primi HTC One M7 Android M, Uh, știu că M7 ar trebui să rămână blocat la Android 502, din păcate, deci nu cred că va primi Android M. Poate după ceva presiune din partea utilizatorilor va primi. Andrei Necula, care este animeul tău preferat? Păi uh, era un anime cu Capitanul Nemo, Misterul Pietre Albastre sau Misterul Lagunei Albastre, în fine, uh, 20.000 de leghe sumări în varianta anime și serialul Escaflowne cu roboții. Uh, Sprint Gaming, mă rog, să fac review la jocul Dave the Vikings, un joc cu multe nivele, upgrade-uri și e foarte interesant. L-am notat și poate urmează și review. ITNC Tutorials are niște întrebări foarte ample. El îmi spune că după God of War Ascension urmează God of War of Olympus sau sunt două pricoluri ce au strâns în legătură cu primul God of War. Posibil să mă înșel, dar cred că Chains of Olympus parcă l-am jucat pe PSP. Știu că sunt două jocuri de PSP care sunt din seria God of War. Jocuri principale pe PS3 erau uh, parcă 1 sau 2, cred că 2 totuși, iar jocurile în seria principală sunt 4, deci cred că în total sunt vreo 7 jocuri, ceva de acest gen, sper să nu mă înșel, se mai lucrează la unul acum pentru PS4. În fine, nu știu cronologia exactă, dar uh, cred că primele 3 God of sunt în ordine cronologică, apoi jocul al 4-lea se întâmplă înainte, când era Kratos mai tânăr, iar cele de pe PSP sunt pricoluri, cam asta știu eu. Alte întrebări... Ghost Gamer Ro, ce este cu microfonul tău? nu înțeleg întrebarea, detaliază și îți vom răspunde. Ce părere despre jailbreak? Mă întreabă Vampiric Boy. Păi, nu am o părere foarte bună, ce să zic, este la limita legalității, principiul te ajută să faci anumite lucruri pe care pe iOS nu poți să le faci, de exemplu, dacă vrei să faci captură video a ecranului folosind soluții software, faci asta prin jailbreak. În principiu nu prea sunt de acord și acum cred o părere un pic paranoică că mi s-a stricat iPhone 3GS-ul de la jailbreak pentru că am instalat foarte multe porcării pe el. Eu în Duiu ce părere despre Sony Xperia Z2 că se va primi Android M. Ar fi păcat să nu îl consider și acum un telefon mai bun decât Xperia Z3 la multe capitole. Sergiu Cătălin Coprean mă întreabă dacă am văzut Terminator Genesis în avantpremieră. Nu am apucat să-l văd încă, primele review nu prea sunt bune, dar sunt fan Terminator. Mi-a plăcut chiar și ultima parte, Terminator 4, deci poate îmi va plăcea și partea 5-a. cincea. Uh, TG Dragoș, când cât m-ar costa taxele vamale la un telefon de 220 de dolari din China? În principiu, între 100 de lei și 150 de lei ar trebui să acopere cheltuiala. Gata cu întrebările, trecem la secțiunea diverse. Aflați că am văzut cel mai nou desen de la Disney Pixar, Inside Out. E surprinzător de bun. Big Hero 6 a fost foarte slab, după părerea mea. E subliniat faptul că acest film Inside Out e făcut de Pixar, nu chiar de Disney. Este secțiunea Pixar mai degrabă decât gigantul Disney. Uh, o avem pe Amy Poehler de la Saturday Night Live, care face o treabă foarte bună ca vocea personajului Joy. Povestea e simplă. Toate emoțiile umane sunt, de fapt, niște mici personaje în capul fiecărui om care controlează emoțiile. Uh, din câte știu, emoțiile sunt, în acest caz, bucurie, tristețe, dezgust, furie și frică, fiecare cu un personaj care e mov, verde, roșu, galben sau albastru. Și ei trec la manete, controlând apoi omul și fiecare situație prin care trece omul generează o biluță care devine apoi amintire și are culoarea fiecarei emoții, iar amintirile speciale strălucesc, sunt aurii și se duc într-un fel de cortex al memoriei. Există și insule care sunt create pentru abilități, spre exemplu, personajul principal e o puștoaică care joacă hockey și are o insulă a hockey apoi o insulă a prieteniei, o insulă a familiei. Uh, ea începe să devină tristă când se mută cu părinții, în fine, o animație foarte reușită. E foarte inteligent în conceptul și în vreme ce vedeam acest film, mă știi, gândeam că ar merge un fel de clonă Candy Crush, evident că a apărut una în Play Store și App Store în care acele biluțe devin uh, în gen Candy Crush. Vă recomand Inside Out, excelent pentru copii și pentru publicul feminin. Cel masculin ar putea să credă că e un pic cam prea sensibil, ca să zic așa. Candidat foarte solid la Oscar pentru animații. Am văzut episodul 2 dintr-un detective, uh, nu a fost rău, a început să fie un pic mai dark. Se mizează foarte mult pe melodiile cântăreței Lera Lin, am început să le ascult peripit, sunt foarte bune. Este un fel de country nostalgic alternativ. Între timp mă apropii de finalul cărții Peripețiile Bravului Soldat Schweik, singura carte care m-a făcut să râd vreodată, deci pentru acest lucru o respect, a fost amuzantă, dar acum ce mai citesc? În principiu ar fi Chuck Palahniuk, Make Something Up, colecție de povestiri, cam scumpuță pe iBooks, 16 sau 15 euro, cam mult, pentru o carte de culegeri de povestiri. Am auzit un scriitor interesant în emisiunea lui Radu Banciu, Louis Ferdinand Selin, scriitor francez, a scris în general comedie neagră, a scris și el despre primul război mondial, ca și în peripețiile soldatului Schweik și modul în care a ajuns în Africa, era și doctor și opera sa principală este Moarte pe credit, care este o comedie neagră, este un fel de combinație între, ce să zic, Bukowski, Bacovia și poate scriitorul lui Schweik și poate puțin Camus. E citat ca inspirație de alți scriitori, Jack Kerouac, Bukowski și chiar și cântărețul Jim Morrison de la The Doors l-a citat. Am mai jucat Batman Arkham Knight puțin, a început să devină bun, inițial nu-mi plăcuse, apare și Jokerul ca halucinație, Batman inspiră din toxina lui uh, Scarecrow și începe să-l vadă tot timpul pe Joker, încearcă să-l ignore, dar acesta se bagă tot timpul peste el. Batmobilul apare foarte, foarte mult în joc, e aproape personaj, e indispensabil, se controlează cam greu, iar o mecanică în gen World of Tanks, ne mișcăm lateral cu rotițele ce să zic, m-am cu acest control, dar este un pic cam ciudat. Foarte multe concerte în București în ultima vreme. Se pare că festivalul I Am The Rocker ar fi fost anulat, trebuia să vină Soulfly, Skindred și alte câteva formații, Carcass s-a deja, în fine, este incert, trebuia să fie un festival mare la Romexpo. În ultimele zile am avut parte de Electric Castle la Cluj, care a avut noroi, furtună și probleme și foarte multe mimuri cu condițiile atmosferice, apoi Judas Priest a fost la București și Godsmack urmează Corn și cam atât în MobiCast 74. Sper că v-a plăcut acest MobiCast, vă aștept cu întrebări, aveți concurs, noutăți, unboxing-uri și review-uri curând la Mobilissimo. Ne găsiți pe Twitter, Facebook, Google+, YouTube și site și forum. Revenim cu detalii în următorul MobiCast. La revedere!